Spectacol de colinde astăzi în comuna de Vesel, unde moșul a sosit mai devreme pentru toți copiii. În fața primăriei, elevii de diferite vârste au susținut un spectacol coral de colinde în fața cadrelor didactice a părinților, a bunicilor, a consilierilor locali și a primarului Fabian Drocan. Noi umblăm la colinda, de la o casă la alta, de la o casă la alta. Oi la, oi la, oi la 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 la, oi la. Lasă-ne găzduță în casă, ca afară plouă de varsă, ca afară plouă de varsă. Oi la, oi la, oi la, 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 oi la, oi la, oi la, 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 la. Am exersat, am făcut multe repetiții. Zic că a fost bine. Pentru a-l face mai fericit și să-i aducem zâmbete pe față și ni s-a părut o reacție foarte frumoasă din partea lui pentru că ne-a făcut și pe noi să zâmbim. Ce zici, că în fiecare an vine încărcat de cadouri? Da, este un gest frumos din partea lui. Moșul, foarte atent anul acesta, i-a întrebat pe copii despre Crăciun și nașterea Domnului și i-a rugat să-i spună câte o poezie. Nașterea lui Iisus Hristos. Nașterea Domnului Iisus Hristos. Da. Da, și o sărbătoare ortodoxă la care participăm toți cu drag cu venirea moșului. Da, da, da. 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 Bravo, copii. Bă, Elena, la mulți ani, Elena, să trăiești ascult de mama. Mulțumim, moșule, să trăiești. Cum? Denis! Denis, spune tare că moșul e bătrân și știu o poezie să-i spun lui moșul. Ce? O poezie. Spune moșului să nu-și facă probleme, mâncim zi și noapte să le terminăm acum. Bravo, bravo, dar să mai înveți. Să mai mulțumesc! Cum te cheamă? Susiana. Bravo, tu știi o poezie. Bravo, moșu, mai vine la tine că ești cu minte. Primarul comunei de Vesel, Fabian Drocan, și anul acesta, alături de consilierii locali, a reușit să aducă un zâmbet pe fața celor mici din comuna de Vesel. În fiecare an, așa cum bine știți, noi avem o relație bună cu moșu. L-am ajutat să ajungă, i-am dezăpezit drumurile, am curățit drumurile ca moșu să poată ajunge la copiii din comuna de Vesel și, bineînțeles, el în bunătatea lui a avut grijă ca toți copiii să primească un dar, un cadou, o plăsuță cu dulciurile bine meritate, cu un cozonac, o sticlă de suc și cine știe ce a mai pus el acolo în plasă. Dar toți copiii sunt bucuroși și cu această ocazie, în numele lor, îi mulțumesc moșului pentru darurile făcute. De câțiva ani ne-am stabilizat, să zic așa, la un număr de aproximativ 350 de copii. Este un număr destul de, să zic, suficient pentru natalitatea comunei de Vesel. Iar moșu le aduce în fiecare an, bineînțeles, pentru că sunt copii cu minți, le aduce de toate. Noi, ca și autoritate locală, ca și consiliul local cu primăria, cu partea executivă a primăriei, nu putem fi decât bucuroși că moșu nu ne evită și cel puțin de 7 ani de când am venit la conducerea primăriei, moșu a avut grijă să nu lipsească de noi. După cum din bătrân se povestește în tot anii negreșit, moș bătrân pribeac sosește, niciodată n-a lipsit. Iacă-te că și anul acesta, în comuna de Vesel, pentru copiii noștri, am venit să sărbătorim sărbătoarea pomului de Crăciun, să le ascultăm realizările din timpul anului și promisiunile că anul următor va fi un an mai bun și pentru ei și pentru mămicile și tăticii lor, pentru învățători, astfel că la anul moșul să fie și mai darnic și să vină cu daruri, pentru că este așteptat în fiecare an.